În incinta Bibliotecii pentru Copii din oraș Floreș s-a desfășurat o activitate extrașcolară ce a avut ca scop informarea copiilor în vorbirea corectă a limbii române și dragostea față de patrie. La fel, li s-a vorbit despre emblemele de bază a Republicii Moldova. Țara reprezintă o parte din suprafața Terei, care are un nume, o stemă, un steag, o monedă proprie și una sau mai multe limbi oficiale. Elevii de la Liceul Teoretic Cehov din oraș Florești au avut marea ocazie de a fi informați de unii specialiști în acest domeniu. Devenind realitate, a ieșit din întuneric și a pășit în libertate. Eu în el îmi văd moșia, cerul, siniliu sau zarea. Cânt în cerul ciocârlia, avântându-și spre soare. Bibliotecara le-a citit elevilor legenda orașului Florești. De un boier. Acest boier avea 3 copii. Ei se numeau Marco și cel mai mare, Florea și Varvara. Boierul a chemat toți copiii și le spune că tot pământul, că toată averea agonisită tip de o viață, el le va lăsa copiilor. Ei sunt urmașii lui. Dar și copiii au venit cu multe informații pregătite anume pentru această activitate. Când eu vin de sus pe cer cu un uliu, s-au adus la două lepi. Atunci Petru Raici, a scos o săgeată și a ochit un uliu. Dracuș a numit râul și pământurile descoperite în Moldova, iar capul zimbrului se află se află pe stema țării. Chiar de fac studii în limba rusă, sunt unii copii cărora le place să vorbească în limba română, chiar să recite și poezii. Auzitați de un oltean, de un oltean, de un croiovean, ce nu-i pasă de sultan. Auzitați de un viteaz care veșnic și-a de treas, câte țara la necas. Îți place să vorbești limba română? Da, îmi place tare mult. De ce? Că cunosc limba, toți vorbesc din Moldova numai de limba română. Limba română este foarte frumoasă și... Ce îți place ție mai mult la limba română? Să vorbesc. Ai mulți prieteni care vorbesc limba română? Nu mult, dar este. Adevărata dragoste de țară nu se declară prin cuvinte, ci se adeverește prin fapte, pentru că patria nu este doar o pagină din trecutul nostru, ea este poarta spre viitor. Am avut o festivitate, o activitate, tema Patria mea e Moldova. Dacă ați observat, copiii, cu toate că învață în liceul rus, vorbesc binișor românește, cunosc multe date legate de istoria țării, știu poezii, cântece, câte ceva cunosc despre stema, imnul, drapelul țării. Este dificil să lucrați într-o școală la o lingvă? N-aș zice. Mie foarte mult îmi place lucru cu copiii. Foarte mult. În primul rând că am o bibliotecă bogată și veșnic materiale din biblioteca mea personală le aduc la școală și îi fac cunoștință cu materialele acestea. Dragostea de neam reprezintă cu adevărat idealul sublim al personalității noastre. Această dragoste o asemuim cu un înger care se transformă în ideal.